Premierul României Victor Ponta consideră că soluțiile pentru finalizarea lucrărilor la pârtia deschide pe masivul Rarău ar putea fi clare: atragerea de fonduri europene sau realizarea unui parteneriat public-privat. Și asta pentru că nu mai există fonduri publice pentru pârtii. Mai ușor cu pârtile. Mai ușor cu pârtile din bani publici, că n-avem. Victor Ponta a declarat că știe care este stadiul lucrărilor la pârtia deschide pe Rarău și crede că atunci când s-a început această investiție, ar fi fost mai bine să fie existat toată finanțarea. Poate că atunci când s-a început era bine să fie toată finanțarea. Dacă există programe europene, dacă există proiecte de parteneriat public-privat, le sprijin. Bani de la buget, când n-am bani pentru școli, pentru spitale și pentru disponibilizați, pentru pârtii, n-am. Ca să fiu foarte direct. Premierul României este convins că în situația în care această pârtie este o investiție profitabilă, în mod sigur va exista un parteneriat public-privat sau un program european de dezvoltare pentru finalizarea investiției. Dacă este o investiție care după aceea se dovedește profitabilă, că investiții neprofitabile nu fac decât în sănătate și în educație, că acelea sunt profitabile în alt sens, nu în sens financiar, ci e vorba de oameni. Dacă e o investiție profitabilă, atunci, în mod sigur, va exista un parteneriat public-privat sau un program european de dezvoltare. Nu vreau să vă mint, să vă spun că vă dau bani de la buget pentru pârtii. Prefer să vă spun adevărul decât poveștile cu pârtile unde nu e zăpadă și cu terenurile de fotbal pe pârtie. Cred că au trecut. O să le aflați anul viitor în campania electorală prezidențială a doamnei președintă Elena Udrea.